Hello, ce faceți, dragilor? Well, în cazul în care nu v-ați săturat încă de mine, v-am mai pregătit încă un videoclip! Astăzi, pentru că am rămas cumva așa nostalgic, anul ăsta n-am fost nicăieri în Asia. Recunosc că mie îmi place foarte mult Asia și dacă aș putea să aleg de unde aș trăi mâine, cu siguranță ar fi un loc din Asia. Și cu gândul la coroanele regilor și reginelor din Thailanda, am făcut această sferă, îi apare ciudată, dar o să vedeți că la final va arăta extraordinar de frumos. Așadar, ce am făcut? Mi-am comandat niște frunze de nufăr de pe Heemskerk Flowers. V-am zis că la ei în secțiunea deco găsești toate ciudățenile. Suportul ăsta tot de la ei l-am și foarte practic, adică toată lumea trebuie să aibă niște suporți din ăștia în florărie, că niciodată nu poți să știi când îți vor trebui. Florile astea superbisime, uite, ele arată așa. Eu am tăiat-o pe asta ca să bag bila asta de burete negru. Am ales buletele negru ca să nu trebuiască să-l astup pe tot. Și o să o bag cu grijă, căci frunzele astea pot foarte ușor să se rupă. Și acum o să continui să mai adaug un strat de frunze. Tai prima parte asta care nu-i chiar tocmai regulată. Foarte simplu, lucru manual. Și apoi tai pur și simplu niște fâșii, fără prea mare stres. Așa. Pe care le tai în bucăți și cu ajutorul a câtorva invizoace. Uri de sârmă, aveam o colegă care le zicea invizoace și așa le-a rămas numele. Pur și simplu le fixez în buretele negru și acum continuăm să adăugăm aceste frunze superbisime. O să vedeți că treaba asta e foarte simplă, trebuie doar să avem un pic de răbdare până umplem toată sfera asta. Cumva designul ăsta l-am gândit, am fost la un moment dat la un workshop cu Alex Choi. Și a făcut o chestie de genul ăsta foarte frumoasă din hârtie. Acestea fiind spuse, doamnelor și domnilor, să trecem la partea aia mai interesantă, adică la flori. Și o să inserăm florile printre aceste bucăți de floare de nufăr, așa ca niște bijuterii, să fie chiar ca o coroană. Așa. Mai adăugăm câțiva mini trandafiri dintre ăștia superbisi. Mulțumesc prietenilor mei de la Heemskerk pentru toate aceste flori. Așa, și mai ales pentru frunza asta de lotus, de nufăr, de lotus, de ce-o fi ea? Cred că de fapt e de lotus, așa-i? Nu-i de nufăr, cred că am zis mai înainte de nufăr, așa-i? E, ce mai contează? Ia să punem și niște nerine. Îmi pare așa de rău că trebuie să le tai așa scurte. Florile astea sunt așa frumoase, lungi, dar n-am ce să facă. Îmi trebuie forma asta așa încrețită. Și mi se pare mai delicată decât alstroemeria. Astea sunt din ele uscate, recunosc că le aveam prin atelier pe aici. Niște alchemila și niște iasomie, ia să vedem. Opa, opa. Ia uitați, ia uitați ce frumuseți. Așa. Și gata, aranjamentul nostru este gata. Uite, aș mai putea să pun aici un mini trandafiraș. Taram! Așa, bun. Well, cam ăsta este aranjamentul nostru, inspirat din... Mi-a luat inspirație din mai multe locuri, dar în principiu am pornit de la o coroană dintre asta din Thailanda. Așa, și abia aștept să văd poze frumoase din locuri, cu aranjamente inspirate din locurile pe care le-ați vizitat. Căci, la urma urmei, dacă tot nu putem să călătorim prea mult în perioada asta, atunci aia e măcar să facem lucruri frumoase și să ne bucurăm de aceste amintiri superbisime. Na, vă pup și ne vedem la episodul următor. Să aveți o zi frumoasă! Pa, pa!